Filipeni, capitolul 4, versetul 8 și 9. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de finalul acestui studiu biblic și vă mărturisesc că a fost unul dintre momentele speciale așa pentru viața mea, studiind mai profund acest cuvânt al lui Dumnezeu. Am pornit de la versetul acesta din Proverbe 4:23: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima noastră și mintea noastră în același timp sunt asaltate de dimineață până seara de tot felul de idei, de tot felul de ispite, și Apostolul Pavel ne învață ce să alegem din această viață și din lucrurile acestea care ne asaltează în fiecare zi. În seara aceasta ne vom opri la versetul acesta: tot ce este vrednic de primit. Tot ce este vrednic de primit. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul folosit de Apostolul Pavel aici este euphemos. Euphemos, care înseamnă lăudabil, vrednic de cinste, cu nume bun, cu faimă bună, vorbit de bine. Deci Apostolul ne îndeamnă să primim acele lucruri care sunt lăudabile, care sunt vrednice de cinste, care au un nume bun, faimă bună și sunt vorbite de bine de oamenii din jurul nostru. Acelea să le primim. Acum, să știți că noi suntem asaltați nu numai de lucruri, ci de oameni și de idei. Mai ales în zilele noastre, mass media, social media, tot ce ne înconjoară, mai ales în luptele astea politice care există acum, este de fapt un război pentru cucerirea minții noastre. Fără să ne dăm seama, uneori ne deschidem inima spre idei care sunt periculoase. Zilele trecute îmi spunea Rodica, a vorbit cu cineva și era șocată de niște idei pe care le auzea din gura unei surori care împrumutase, cred eu, fără să-și dea seama, ceva din ideologia asta a vremii în care noi trăim. Cuvântul acesta, euphemos, vine de la două cuvinte. Vine de la eu și feme. Eu, care înseamnă bine, corect, frumos, este cuvântul ăsta în limba greacă, și celălalt este feme, care înseamnă raport, știre, veste. Le găsim în două versete din Matei 9:26 și Luca 4:14. Acest cuvânt este folosit ca și știre sau veste în Noul Testament. Celălalt eu, deci bine, corect, frumos, îl găsim în mai multe versete și ar vrea să iau câteva pe care să le analizăm foarte succint. În primul rând, spune, cuvântul apare ca rezultat a analizei creației divine. Când Dumnezeu a văzut ceea ce a făcut, a spus că e bine, a văzut că e bun. Dumnezeu a văzut că lucrul acela era bun. Geneza 12 cu 10 și versetul 12. De fapt, găsim aproape la fiecare zi, spunând Dumnezeu, analizându-și propria creație, că lucrul acela era bun. Un alt loc în care se găsește cuvântul este în pilda Domnului Iisus Hristos despre robul bun și credincios. Stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Robul bun și credincios, cuvântul bun aici este exact din originea grecească, eu, cuvântul bun. Apoi îl găsim în promisiunile făcute lui Iacov. Dumnezeu i-a promis că o să lucreze în așa fel ca toate să-i meargă bine. Este o expresie pe care o găsim
Iată ce spune cuvântul Domnului, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji să-ți meargă bine. Mersul să-ți meargă bine, să fii, ai o viață bună, erau promisiune a lui Dumnezeu. Un alt verset, versetul 12, spune așa, și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Observați din nou expresia să-ți meargă bine. În al patrulea loc găsim în scrisoarea apostolilor către neamuri. Apostolii de la Ierusalim se adună, discută despre neamuri, neamurile se întorceau la Domnul și s-a trimis o scrisoare din partea Consiliului Bisericesc de la Ierusalim creștinilor dintre neamuri. Și iată ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 28 și 29. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât aceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele zugrumate și curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Din nou, va fi bine de voi dacă respectați aceste cuvinte. Acestea sunt câteva lucruri, câteva versete din Biblie unde găsim cuvântul acesta pe care îl folosea Apostolul Pavel când spune să alegem lucrurile acelea care sunt vrednice de primit, care sunt bune, de fapt. Aș vrea să spun că o altă expresie destul de des folosită în Biblie este un nume bun. Să ai grijă să-ți păstrezi un nume bun. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, spune Proverbe 22:1. Un alt verset din Eclesiastul 7:1 spune, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Iată două versete în care avem această expresie, un nume bun. Practic, noi ar trebui să avem grijă să alegem oameni cu nume bun pe care să-i primim, să ascultăm ideile lor, nu? Să nu ne lăsăm influențați de idei care nu sunt bune. Pentru că, așa cum spuneam, ele fac un asalt asupra minții noastre. Iată cum au tradus Bibliile românești expresia aceasta din Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Biblia, sau primul testament de la Alba Iulia și Biblia regelui Carol folosește careles cu nume bun. Deci acelea care au nume bun, alea să le primim, carele sunt cu nume bun. De multe ori, dacă ne uităm așa, primele traduceri au fost mai aproape de original decât astea mai contemporane. O a doua versiune zice, toate care sunt bine de auzit. Este Biblia Cornilescu, traducerea ei literară, așa cum se numește, de fapt și Biblia de Iași spune exact același lucru. Toate care sunt bine de auzit, alea să le primim. Lucrurile care sună bine, care sună corect, alea să le primim. O altă traducere spune, toate cele vorbite de bine, Fidela sau Biblia, traducerea fidelă, cum spun cei care au produs-o la Cluj, spune, toate cele vorbite de bine, sunt lucruri care sunt vorbite de bine de toți oamenii. La alea să fim atenți și pe acelea eventual să le primim dacă ne sunt de folos. O altă traducere, Biblia, cuvântul viu, spune tot ce merită aprobarea, tot ce este aprobat de majoritatea oamenilor eventual, nu? Tot ce merită aprobarea. O altă expresie, câte sunt cu nume bun. Bartolomeu, Anania, Biblia ortodoxă, folosește toate care sunt cu nume bun.
Astea sunt vrednice de primit. Traducerea interconfesională este o traducere care vrea să meargă la toate denominațiile creștine românești, spune câte sunt cu faimă bună. Lucrurile care sunt cu faimă bună. Le-a mers faima că sunt bune. Nu? Alea să le primiți, spune cuvântul Domnului. Traducerea trinitariană spune tot ce este vorbit de bine. Tot ce este vorbit de bine. Dacă vă uitați așa în general la toate expresiile acestea și la traducerile acestea uneori care par diferite, ele întotdeauna se pare că se referă la oameni și la idei. Ceea ce se aude, ideile se aud, nu? Oamenii de bine, oamenii care au primit aprobarea altora, ideile care sunt aprobate de alții. O să revenim imediat la asta, pentru că unul dintre lucrurile pe care noi ar trebui să le prețuim foarte mult este discernământul spiritual. Am auzit recent cum cineva a fost pedepsit de către o instanță religioasă și primul lucru care îi se reproșa era lipsa de discernământ spiritual. Lipsa de discernământ spiritual. Și a fost puțin șocat. Și nu era un păstor oarecare. Uneori nouă ni se pare că este ok să facem anumite lucruri, dar când suntem examinați, probabil că dăm dovadă că nu avem discernământ spiritual. Dacă am fi avut discernământ spiritual, nu ne-am fi dus acolo unde nu trebuia să mergem, nu? N-am fi vorbit ceea ce nu trebuia să vorbim. N-am fi băut ceea ce nu trebuia să bem, nu? Am fi avut grijă să nu ne ducem în locurile acelea, nu? Te duci la Las Vegas, nu? Fain, oraș superb, nu? Dar în același timp te văd, frații, că umbli la Las Vegas, nu? Întrebat pe unul, ce ai căutat acolo? Zice, am dat o șansă Domnului să mă binecuvânteze. Cum așa? Păi zice, am tras la manetă și i-am dat șansă Domnului să mă binecuvânteze. Te-a binecuvântat? Păi zice, nu. Ar trebui să avem discernământ spiritual. Pe cine ascultăm? Ce ascultăm? Nu? Ce muzică ascultăm? Ce știri ascultăm? Uneori îți trebuie timp să te dumirești. Multă vreme împreună cu soția ne uitam pe YouTube la un post de televiziune românesc care transmitea știri. S-a părut nouă de la început că ăștia nu prea le-au cu alea drepte, dar pe urmă ne-am îngrozit când ne-am dat seama că ăștia erau, domnule, cu Biden și cu socialismul și cu toate minciunile și cu progresismul ăsta deșănțat. Să nu mai vorbesc cu globalismul, nu? Eram pur și simplu totalmente îndoctrinați și ne îndoctrinau și pe noi încet, încet, dacă nu închideam canalul. Trebuie să avem discernământ spiritual și să ne rugăm Domnului. Unul dintre darurile Duhului Sfânt ar trebui să-L cerem tot mai des, deosebirea duhurilor, nu? Să nu primim așa repede să deschidem ușile, nu? La noi, la Pentecostale, uneori le dăm și amvonul la ăștia, fără să ne gândim prea mult cine sunt și ce se întâmplă cu ei. Țin minte o întâmplare tragico-comică, așa, de la Oradea. Era un fratele Chiș Mihai, era responsabilul bisericii și vine la socrul meu, care era păstorul bisericii, și spune, mă trăiene, cum vorbea el, zice, am un prieten de aici, venit undeva din țară, zice, și e aici în biserică, să-l pui să predice. Unde-i? Și le-a bătrânul pe socru și arată pe fratele. Socrul îi face semn, ăla se ridică și merge cu socrul meu la amvon. Cum mergeam spre amvon, am văzut că ăsta avea în mână, în loc de Biblie, un caiet din ăla gros, așa cum era în România pe vremuri, cu coperți roșii de plastic. M-am gândit eu, mă, ăsta are schițele de predici, fratele Ion, nu?
Să pun la învonul, cântă, mă rog, corul, punctele din program, cum e la noi. După care socrul meu anunță, zice, după cântarea, așa urmează fratele Ion să vorbească din cuvântul Domnului. În momentul ăla, fratele Ion se întoarce, zice, dar, domnule, ce să vorbesc? Zice, eu n-am vorbit niciodată într-o biserică. Eu nici nu-s pocăit, zice ăsta. Dar am venit așa, întâmplător la biserică, să văd cum e aici. No, bine, bine, l-a pus socrul meu jos și zice, fratele Ion o să predice altă dată. Eu dintr-o dată am început să judec, spune, domnule, cine știe ce fanatic o fi ăsta, nu i-o fi plăcut ceva biserica noastră? Pe urmă am aflat de fapt care era adevărul, nu? În Bihor, de exemplu, mi-a povestit inspectorul de la culte, era numit inspector de la culte chiar înainte să venim noi în America, un profesor de istorie, un om foarte de treabă. Și într-o zi m-am întâlnit cu el și spune, domnul Lascău, zice, spuneți cumva la pocăiții ăștia voștri, zice, să se mai uite să, ce fac. Am fost într-un sat și mi-a spus satul din Bihor, cum am intrat în biserică, zice, cel de la Amvon m-a anunțat că fratele ăsta de la oraș are un cuvânt și rugăm să vină la Amvon. Și ce ați făcut, domnul inspector? M-am sculat în picioare și am zis, fraților, eu nu predic astăzi, eu sunt numai inspectorul de la culte, eu nu predic astăzi. Ar trebui să avem discernământ cu chestiunile astea. Imediat deschidem ușa, primim pe toată lumea, îi punem la Amvon, îi punem și pe urmă ne tragem de cap, nu? La Chicago am avut o experiență foarte interesantă. Printre cei care veneau la biserică, era un tânăr care avea probleme mentale destul de serioase. Ne ocupam de el, ne rugam pentru el, dar într-o zi s-a dus la o altă biserică din oraș și s-a înscris cu o cântare. Și acum, păstorul din biserica aia, culmea, care se formase tot din biserica noastră, așa, imediat îi punea pe toți care veneau de la biserica noastră să cânte, să predice, ca să-i atragă la ea la biserică. Și îl pune pe ăsta. Și vine în față și, spre surprinderea tuturor, începe o cântare mândruliță din Bihor, nu știu cum. Toată biserica a fost șocată. La care pastorul zice, frate, oprește că astea nu zidesc. Omul a avut cel puțin atâta înțelepciune să spună, apoi dacă nu zidește, nici nu mai cânt. S-a dus și s-a pus pe bancă în biserică și și-a văzut de treabă. Necazul este că dacă nu avem discernământ, se întâmplă chestiuni de genul ăsta în continuu. Nu numai că îi punem, dar ne deschidem mintea uneori la ideile acelea, la melodiile acelea, la ideile alea politice și ne lăsăm, de fapt, contaminați de ele. Ar trebui să ne rugăm pentru discernământ spiritual. Un ghid pentru discernământul personal ar trebui și cultivarea unor obiceiuri sănătoase bazate pe valori morale și spirituale înalte. Tot ce este vrednic de primit, spunea apostolul. Aici Pavel încurajează credincioșii să-și îndrepte atenția și gândurile spre lucrurile care merită apreciate și care merită respectul, care sunt nobile, care sunt valoroase, care merită să le primim, care ne vor îmbogăți dacă le acumulăm. El se referă la orice aspect ale vieții care este demn de a fi recunoscut, admirat și imitat, dacă vreți. Lucrurile acelea care sunt valoroase. Lumea imită imediat lucrurile care nu sunt valoroase. Uitați ce se întâmplă cu moda, nu? E teribil ce se întâmplă. Imediat toată lumea se îmbracă așa cum e moda astăzi, nu-i așa? Țin minte că am fost undeva în România și m-am îngrozit de moda care era pe vremea aceea. Am participat la o nuntă și era o modă nu numai cu toate mici hainele, cam așa, hainele pe bărbați, strâmte tot, dar și șifonate. Tot erau șifonate,
Când l-am văzut pe Mirele la săracul, parcă l-a călcat tractorul. Așa arăta. Mi-a fost milă de el. Nu venea să cred că într-o biserică pentecostală, dar asta era moda, nu? Cei de vârsta mea știți că a fost moda cu mini-jupele. Era o nenorocire în bisericile noastre pentecostale, nu? S-au creat o serie de cântări care trebuiau să lămurească pe surori să poarte fustă mai lungă decât aia care era, nu? Bărbații purtau pantaloni evazați, nu? Ca și Elvis, nu? Asta spunea în cântare că nu sunt binecuvântați, pantaloni evazați, nu? Dar moda ne influențează, ne îmbrăcăm imediat, acționăm, începem să gândim cum gândește lumea din jurul nostru. Și asta este extrem de periculos. Nu toate ideile sunt bune de băgat în cap. În al doilea rând, Pavel spune, cultivă-ți o minte curată, ai grijă și păstrează-ți mintea curată. El spune și vorbește despre o disciplină mentală care pune accent pe puritate și pe bunătate. Să nu lăsăm să intre în minte toate prostiile, să ascultăm la toate știrile, toate felurile de muzici, nu? Să avem filtru bine pus la punct ceea ce lăsăm să intre în mintea noastră. El mai spune că ar trebui să respingem gândurile acelea negative, superficiale sau destructive și să ne cultivăm o minte orientată spre virtute, spre bunătate, lucrurile care ne îndeamnă la lucruri pozitive și frumoase în această lume. El vorbește despre o cale spre pace interioară și spre apropiere de Dumnezeu. Lăsăm lucrurile acelea care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, care ne ajută să fim mai buni. Există o aplicabilitate practică în viața noastră cotidiană, modul ăsta de a gândi. Nu? În practică, versetul ne provoacă să filtrăm ceea ce consumăm din punct de vedere intelectual și spiritual. Nu? Gânduri, informații, acțiuni. Și să ne preocupăm doar de ceea ce contribuie la creșterea noastră morală și spirituală. Acum, fiecare dintre dumneavoastră ați cumpărat probabil și comerțul se mută online, nu? Știți că este cu minte, dacă vrei să cumperi ceva, să citești ce spun alții despre chestia aia? Referințele, ce spune lumea? Dacă mai mulți spun, domnule, e o nenorocire produsul ăsta, l-am cumpărat, am dat o groază de bani, nu se potrivește deloc cu ceea ce scrie în reclamă, nu funcționează, nu-l cumpăra, domnule. Am învățat lucrurile astea să alegem ce e bun, nu? Ce spun și alții că e bun. Să ascultăm de opinia celorlalți. Ce este interesant este că noi trăim în comunitate. Trăim între oameni și nu trebuie eu să stabilesc acum, când la un moment dat în viață, tot ce este bun și adevărat eu să stabilesc asta. Au stabilit alții și ar trebui să-i cred, nu? Să-i consult. Mă, tu ți-ai cumpărat mașină de marca asta, nu? Ce zici de ea? Stai de vorbă cu ea. Probabil că spune să nu o cumperi, nu? Sau îți dă sfat bun să o cumperi. Nu noi trebuie să stabilim ce este bine și ce este rău în această lume. Dumnezeu a stabilit în primul rând din cerul, este în Biblie, nu? Dar întreabă și pe ceilalți. Noi trăim în comunitate și ar trebui să primim acest feedback din comunitate, să alegem ce este bun. Pentru că sunt oameni care au experiență în domeniul ăsta. Am văzut că lor le-a prins bine, nu? Și atunci ne ducem și noi acolo dacă apele alea termale, nu știu de pe unde, sau noroiul ăla, nu știu unde, a făcut bine la reumatism. Ne ducem și noi acolo, nu-i așa? Deci, ascultați opiniile celorlalți. Vreau să facem câteva comentarii acum la lucrul ăsta.
Mai reiau încă o dată, comunitatea în care trăim ne influențează opiniile despre oameni și idei. Ok? Să fim atenți că s-ar putea multe din ideile noastre să vină de la oameni care nu ne-au vrut binele. De la reporterea, de la televiziune, de la canalele alea care sunt mai comuniști ca Ceaușescu. Ok? Să avem grijă la cine ascultăm. Să avem grijă la ideile și opiniile care ne pot influența. În al doilea rând, trebuie să ne formăm opinii corecte despre cei care ne influențează cu ideile lor. Să știm exact despre cine este vorba și să ne ferim de influențele acelea. În al treilea rând, când facem cumpărături online, spuneam, citiți comentariile, opiniile altora. Este sănătos, este important. Numărul 4. Cu atât mai mult să ne documentăm despre oameni și despre idei, nu? Atâtea povești de genul ăsta am auzit. Chiar recent cineva m-a sunat să-mi spună că, eu știu, fata lor se logodește cu un băiat care nu trebuie. Nu le trebuia lor băiatul ăla. Asta e problema, știți? Că totdeauna copiii se căsătoresc cu cine nu vrem noi. Ei, povestea care îi că uneori vine fata acasă și spune, mamă, îl iubesc. Mă, dar e mincinos. Da, dar băi, se lasă de chestia asta. Nu? După nuntă o să... Wow! După nuntă să te mintă mai frumos și mai profund, nu? Mai esențial. E tatuat din cap până în picioare. Dar e frumos, probabil, pentru tine. Are sârme peste tot, nu? Parcă e aparat electronic. Dragostea oarbă, nu? Nu vede lucrurile. Dar trebuie să ne documentăm și să ajutăm pe cei din jurul nostru, dacă putem, nu? Uneori nu se mai poate face nimic. Iată ce spunea Apostolul Pavel lui Timotei, tânărului pe care îl chema să calce pe urmele lui. Spunea Pavel, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Și ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit de toate. Pavel zice, Timotee, uită-te bine la exemplul meu de viață. De aia îi spune, calcă pe urmele mele. Vino că mergi, eu merg bine. Eu mă duc după Hristos, vino pe urmele mele că mergem bine. Dar să știi ce te așteaptă. Nu o să fii primit cu aplauze. O să fie suferință și necaz. Dar din dezastru în dezastru spre victoria finală, nu? Așa parcă sună viața noastră de credincioși, nu? Nu e așa? Din suferință în suferință spre victoria finală. Dar așa este. În final va fi victorie. Slăvit să fie Domnul pentru asta. În al șaselea rând, ofertele care ni se pun pe față, ni se pun în față, sunt înaintea noastră, sunt multe și variate. E tot mai greu să alegi ce este vrednic de primit. Uneori ne biruie curiozitatea, alteori ne biruie, ce știu eu, e la modă ideea asta. Una dintre convorbirile mele cu fratele Richard Wurmbrand spunea el, zice, mă, lascăule, în lumea asta tot îi păcat să furi orice, în afară de idei, zice el. Ideile-i păcat să nu le furi. Uneori e păcat să le furi dacă nu sunt bune. S-ar putea să iei niște idei care nu sunt bune și atunci e păcat că ți-ai pierdut vremea și ți-ai infestat personalitatea cu niște lucruri care nu sunt valoroase deloc. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 17 la 21.
Urmați-mă pe mine, fraților. Uitați-vă bine la tot ce se poate după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă cu vrăjmășie, ca vrăjmași ai crucii lui Hristos, sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său, trupul slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Observați, urmați-mă pe mine, fraților, spunea el. Pentru că, dacă nu o faceți, o să umblați pe urme ălora care Dumnezeul lor e pântecul lor, nu? Vreau să mă apropie de încheiere și un singur verset. Ar fi o tragedie să primim și să urmăm oameni a cărui sfârșit va fi pierzarea. Iată ce spune cuvântul Domnului. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Asemenea, oameni nu trebuie să-i urmăm, nu trebuie să-i primim nici în casele noastre și nici în inimile noastre. Iată oamenii pe care ar trebui să-i urmăm, să-i primim în viața noastră, să călcăm pe urmele lor, dacă vreți. Haideți să vedem câteva caracteristici a unui om spiritual care merită să ne slujească de exemplu și să avem părtășie cu el și să primim învățătura acestui om. În primul rând, omul ăsta are valori morale și personale. Omul este stăpânit de valori morale biblice, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, are un scop și un sens al vieții. Ăsta știe pentru ce trăiește. Din păcate, suntem în mijlocul unor oameni care nu știu de ce sunt pe lumea asta și n-au niciun scop în viață. Scopul lor este să trăiască până mor. Nu? Asta este tot. 3. Să ne uităm la oamenii care au disciplină și autocontrol, care știu să renunțe, care știu să întoarcă spatele ispitelor, care știu să-și controleze instinctele și poftele. Să urmăm asemenea oameni, să ascultăm pe asemenea oameni. În al patrulea rând, oameni care au un echilibru între viața personală și cea profesională. În Chicago era o vorbă a unor fraze ai noștri, zice, bă, business-ul e business și biserica e biserica. Deci erau două lumi foarte, foarte diferite, nu? Să te ferească Domnul să-L întâlnești ca businessman pe ăsta, că te ardea. La biserică era foarte pocăit, numai. Ei, ar trebui să nu există această discrepanță, nu? Să existe un echilibru între viața personală și cea profesională, între credința acestui om, religia lui și profesia lui, nu? Numărul 5, omul ăsta să fie în relații sănătoase. N-a divorțat, este cu aceeași soție de 50 de ani, de 60 de ani, eu știu. Are relații sănătoase. Lumea îl vede de bine, te poți înțelege cu el. Nu se bate cu nimeni, nu înjură, nu fură. Nu? E om de încredere. Un om care se cunoaște pe sine, care știe cine este, care nu se dă drept altul. Din nefericire, însă, dăm peste oameni care, așa cum spune românul, nu știu câte prune au în traistă. Și e teribil să ai de-a face cu oameni din ăștia care s-au dat mari, știu tot, nu? Până când te fură sau până când te-au înșelat rău de tot. 7. Să ne uităm la adaptabilitatea acestor oameni. Ăștia se adaptează la greu, la boală, la suferință, pentru că viața este foarte complicată, foarte complicată, nu? L-ați auzit pe Apostolul Pavel, spune, Doamne, așa nu mă mai joc.
ce viața asta de pocăiti, domnule? Eu mi-am lăsat... eram în Parlament, domnule, nu? În Parlament. Uite, domnule, cum își bată ăștia joc de... niște jidani pârliți, domnule, de pe aici. Eu sunt cetățean roman, nu? Nu avem o asemenea atitudine deloc la el, nu? El se adaptează oriunde se găsește. La un moment dat spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Odată zice, am fost bogat și știu să mă port și bogat, dar știu și să fiu sărac de numai. Știu să mă port și când sunt sătul, dar și flămând, nu? Când sunt aplaudat de frați și când sunt gonit de frați, știu să mă adaptez la orice situație. Pot totul, zice el. Să ne uităm la omul acela care are o bunăstare fizică și mentală, nu? La contribuția socială acestei persoane. Domnule, este sociabil, ajută comunitatea, se sacrifică pentru alții. Ce fel de om este? Și ultimul, omul care are curiozitate și învățare continuă, omul care în continuu învață, în continuu cercetează, în continuu citește. Nu? Eu sunt unul dintre cei mai dezamăgiți dintre toți, pentru că ne-am apucat să publicăm cărți pe care nu le mai citește nimeni. Oamenii nu mai citesc deloc, nu? E așa de chestie simpatică, vine câte un tânăr care, eu știu bine că el, dacă citește, citește de pe telefon ceva, așa, text foarte scurt. Și mă întreabă, dar în engleză nu aveți? Oh, ia, avem. Dintr-o dată m-ar întreba, era gata să mă întreb, dar în chineză nu este celălalt? El dorea să fie, să-mi pună o întrebare, să nu am asemenea în limba respectivă. Nu? Omul de bine este omul care învață, care crește, care se dezvoltă. Astea sunt câteva lucruri și concluziile de la urmă. Intenția apostolului a fost să ne ajute să ne menținem o minte curată și să ne alegem mentori buni. Acum, nu-i prea la modă, mai ales la noi, la pocăiții pentecostali, să avem mentori. Dar noi le știm pe toate. Cine e unul mai deștept ca mine, la cine să mă duc, nu? La noi e foarte greu cu mentoratul. Ia. Dar vreau să vă spun ceva, o carte pe care o citești, autorul devine mentorul tău. Dacă citești Scriptura în fiecare zi, Dumnezeu devine mentorul tău. Okay? Citește și vei avea mentori. Nu? Dacă nu te duci să stai la picioarele lui Gamaliel și să ajungi Apostolul Pavel, poți să citești cărțile lui Gamaliel, nu? Acestor oameni mari. Unul dintre lucrurile care m-a învățat un profesor în timp ce eram la facultatea de construcții, era un profesor evreu. Avea un nume foarte ciudat, Apple Tower. Evreul ăsta, nu numai că era un profesor extraordinar, dar avea niște calități ieșite din comun. Cânta la vioară atât de bine că dădea concerte în sălile de concertele orașului. Profesorul de rezistența materialelor de construcții. Okay? Nu numai asta, dar scria atât de frumos la tablă că avea impresia că îi bătut la mașină când scria asta. Așa, scrierea stas, se spunea standard, ca o mașină scria. Nu numai asta, dar desena absolut uluitor. La fiecare curs, când se termina cursul, se apropia de tablă, așa să nu vedem noi, și desena, ne lăsa o caricatură pentru care râdeam ore în șir la terminarea cursului. Ei, Apple Tower ăsta mi-a spus într-o zi să nu citesc cărți, să citesc autori. Ce vrea să spune, domnul profesor? Zice, domnule, dacă citești cărțile unui autor, vei începe să gândești ca el și vei învăța foarte multe lucruri, zicea el. Dacă citești câte o carte așa, e ca o mișcare browniană, adunci câte ceva de școlea, citește autorii. Și vorba aceea mi-a prins bine în viață, pentru că
o serie de autori creștini au devenit mentorii mei de-a lungul anilor, pentru că am cumpărat toate cărțile care le-au scris și mai cumpăr de la unii și acum. Alegeți-vă mentori buni, oameni de la care să învățați. Tot ce este vrednic de primit, primiți cu bucurie. 2. Nu toate ideile și nu toți oamenii ne pot sluji de modele bune. Ar trebui să avem discernământ, să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne ferim de oameni și de ideile care nu sunt bune. 3. Suntem bombardați de reclame și apeluri de prietenie pe Facebook. Okay? Perioada mea de Facebook, care a încetat acum vreo 4-5 ani, așa, a încetat când aveam vreo 17.000 de friends, din care nu știu dacă cunoșteam 7 sau 8. Și mi-am dat seama că nu erau prieteni cu mine deloc, nu? Ei, astăzi trăim într-o lume foarte ciudată. Ne cer prieteniile pe Facebook, accepți, nu accepți, nici nu știi despre cine e vorba. Nu toți oamenii merită prietenia noastră. Nu la toată lumea trebuie să deschidem inima, pentru că reclama întotdeauna de obicei e falsă. Nu spune adevărul despre produsul care se vinde. Sfatul numărul 4, să ne alegem prieteni buni și sănătoși în credință. Du-te la pescuit cu cineva care e și pescar de oameni, de exemplu. Du-te la vânătoare cu cineva care știi că este credincios Domnului, nu? Și nu trage unde nu trebuie. Unii n-au mai venit de la vânătoare. Alegeți prietenii buni, care știu că au o familie bună, au intenții bune, cresc în credință, sunt oamenii lui Dumnezeu și fugi de prieteniile rele care strică obiceiurile bune. Numărul 5. Rugați-vă pentru un discernământ spiritual sănătos. Când trebuie să alegeți ceva, rugați-vă Domnului, Doamne, e voia Ta, e bine, nu e bine, să-L primim sau să nu-L primim, nu? Ideea asta e folositoare, nu e folositoare, e de la tine, nu e de la tine. Ar trebui să avem discernământ spiritual sănătos. Și ultimul sfat este, fugiți de senzațional și de trendul la modă. Fugiți de aceste două lucruri. Bă, e fantastic, facem minuni. Zilnic primesc, am niște prieteni care îmi trimit zilnic pe social media tot felul de articole, unele mai bizare decât altele, și tot mă întreb, ce timp extraordinar au oamenii ăștia. Chiar într-o zi m-am mirat că erau vreo 7 postări din astea. M-am gândit, măi, cât timp a umblat ăsta pe internet, pe YouTube, pe cine știe, Facebook, să găsească toate minunile astea și apoi să aibă și timp să mi le trimită mie, nu? Mi-e groază să-i spun că nu le citesc și să trimită la alții sau să blochez. Că mă tem că se supără pe mine, nu? Și să simte jignit bietul om, nu? Dar fugiți de lucrurile senzaționale. Fugiți de moda, de trendurile, de modul de a gândi de astăzi. Astăzi toată lumea așa, toată lumea gândește, toată lumea face, totul... Nu fii și tu ca lumea, ok? Lasă lumea să meargă unde merge ea, nu te duc cu ea. Nu primi toate lucrurile, pentru că Apostolul zice tot ce este vrednic de primit, să primim. Și alea sunt lucrurile bune, sunt lucrurile duhovnicești, sunt lucrurile lui Dumnezeu, sunt lucrurile cu care vom rămâne și prin care vom crește spiritual. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul care El ne-l-a dat.